300 de persoane și-au pierdut recent locul de muncă în județul Hunedoara, în urma unor disponibilizări colective ori individuale. Este vorba despre trei societăți comerciale din Hunedoara, Brad și Mintia. În ceea ce privește rata șomajului, acesta a ajuns la 4,05%, fiind în creștere față de lunile precedente. Rata șomajului la nivelul județului Hunedoara a fost publicată de către Institutul Național de Statistică pentru luna august. La 31 august 2023, rata șomajului în județul Hunedoara este 4,05 față de 2,86 cât este rata înregistrată la nivel național. Față de luna trecută suntem într-o ușoară creștere, de altfel județul Hunedoara pe tot parcursul anului 2023 a înregistrat o rată a șomajului mai mare decât media pe țară. Creșterea șomajului la nivelul județului Hunedoara este cauzată și de disponibilizările din ultima perioadă, aproximativ 300 de hunedoreni pierzându-și locul de muncă. Noi am înregistrat în luna septembrie un număr de aproximativ 300 de persoane provenite în șomaj din disponibilizările colective. Avem o societate comercială la Hunedoara cu în jur de 117 dosare, o societate comercială la Brad, undeva la 145-150 de dosare și avem o societate comercială care a fost la Mintia, o societate din București, care și-a desfășurat activitatea la Mintia, undeva la până în 30 de dosare, 30-50 de dosare. Unele persoane sunt direct în pensie.